Utilizarea chatului. Pentru lansarea funcției chat, apasă primul buton din dreapta pe bara de jos, butonul I am. În casetă va fi afișată lista contactelor tale ce de asemenea au profil pe comunic. Fă clic pe numele profilului tău care e indicat în partea de sus a casetei I AM. Se deschide caseta cu datele tale. Introdu datele dorite sau modifică cele deja existente. Apasă Save and Close pentru a le salva. Apasă butonul din stânga numelui tău și alege starea. În câmpul ce se află mai jos de numele tău, introdu mesajul de statut care, ca și starea, va fi afișat contactelor din chat. În chat, în secțiunea Offline, găsești toate contactele tale care nu sunt conectate la Comunic la moment. Pentru a adăuga un nou contact, apasă plusul jos din stânga. În caseta deschisă, în câmpul e-mail, introdu adresa electronică a utilizatorului comunic și apasă Add jos din dreapta. Când adaugi un nou contact, poți să indici în ce grup dorești să fie afișat acesta, de exemplu, prieteni, lucru, școală, etc. Principiul de afișare e același ca și în Skype, Messenger și altele utilizatorul a apărut în contacte. Dacă contactul a fost șters din secțiunea offline, accesează același plus din stânga jos, apoi apasă Address Book și alege contactul necesar din lista de contacte. Fă clic pe butonul Select. În caseta introducerii contactului apar datele selectate. Apasă butonul Add. Printr-un clic dreapta pe oricare dintre contacte se deschide lista de acțiuni posibile. Alege din listă punctul Request Presence. După acceptarea solicitării sorterii după stare, contactele sunt sortate automat după stare. Fă clic pe denumirea oricărui grup pentru a ascunde contactele incluse în el. Fă clic dreapta pe orice contact și vei primi o listă cu cele mai principale funcții de comunicare sau editarea contactului. O altă cale de a accesa aceste funcții e să faci clic pe contact. Butoanele respective apar mai jos de starea utilizatorului. Aceleași butoane le găsești în partea de sus a casetei chatului, care se deschide dacă faci dublu clic pe contact. Mai departe, în aceeași listă de acțiuni, alege Public Info pentru a vedea informație despre el. Pentru editarea contactului, apasă următorul punct din listă, punctul Edit. În casetă deschisă, poți modifica numele utilizatorului. Apasă Save pentru a salva modificările. În continuare, în aceeași listă, urmează funcțiile de ștergere a contactului. Pentru a lansa chatul cu alt utilizator, apasă butonul Send AM mai jos de contact. Sau alege punctul Send AM din lista ce se deschide la clic dreapta pe contact. A treia modalitate, dublu clic pe contact. În partea de jos a casetei chatului se află câmpul în care introduci mesajul. În dreapta lui poți alege diferite pictograme. Pentru a trimite mesajul, fă clic pe Send sau apasă Enter de pe tastatură. În centrul casetei sunt afișate toate mesajele din conversație. Utilizează butoanele funcțiilor de comunicare din partea de sus a chatului. Apasă Call pentru a efectua un apel interlocutorului. Apasă butonul Mail pentru a expedia un e-mail. Apoi urmează butonul Draw. Apasă-l pentru a lansa aplicația Whiteboard. Whiteboard e o fereastră separată în care tu și interlocutorul tău puteți desena, scrie și chiar juca. Tastați Open pentru a deschide un fișier anterior whiteboard de pe calculatorul tău sau din profilul tău comunic pe care tu și interlocutorul tău intenționați să o editați. Save pentru a salva fișierul whiteboard pe calculator sau în profil. Snapshot pentru a salva starea curentă a imaginii în profil sau pe calculator, fără a salva modificările. Butoanele Undo, Redo pentru a anula sau a restabili o modificare. De asemenea, în acest compartiment se poate alege culoarea și grosimea pensulei cu care veți redacta imaginea. În meniul din stinga se pot efectua următoarele operații. Schimbare destinației cursorului în pensulă și invers. De a desena o linie, o săgeată, un pătrat, cerc sau poligon. De a adăuga text sau de a încărca o imagine de pe calculator. De asemenea, se poate de schimbat ordine de suprapunere a elementelor și de mărit câmpul whiteboard-ului. La sesiunea curentă Whiteboard se mai pot adăuga participanți. Pentru aceasta, este nevoie de tastat butonul din partea dreapta jos a ferestrei, de introdus manual numele sau de ales utilizatorul din listă de contacte prin apăsarea butonului Plus. whiteboard poate fi folosit și pentru distracții, spre exemplu, jocul X și 0. Există posibilitatea de a deschide simultan câteva whiteboard-uri. Pentru a deschide unul nou, trebuie de apăsat săgeata în dreapta în colțul de dreapta sus a casetei. Navigarea între ele se efectuează cu aceleași butoane. Butonul Send File Apasă-l pentru a expedia prietenului fișiere. Alege orice fișier din calculatorul tău și apasă Open. Vezi în chat transmiterea fișierului. Pentru a-l deschide într-o altă filă a browserului, fă clic pe denumirea fișierului. Pentru a descărca fișierul, apasă Download, indică mapa în calculator și apoi apasă Save. Ca urmare, se deschide caseta, unde sunt indicate toate fișierele descărcate. Exact asta poate face și prietenul tău. Mai jos de aceste butoane, găsești timpul începerii chatului și istoricul discuțiilor. Pentru a invita alți utilizatori în chat, apasă butonul Add Person din dreapta sus. În fereastra deschisă, indică adresa electronică a utilizatorului sau apasă plusul din dreapta pentru a alege din contactele deja existente. Apasă Select, iar apoi Send. O altă cale, mutarea contactului în caseta chatului, ținând clic pe contactul ales. În caseta Multiceatului ai acces la aceleași funcții de comunicare. În plus, este butonul Subject. Fă click pe el, indică în caseta deschisă subiectul discuției și apasă Send. Chatul va fi redenumit. Închide caseta chatului și caseta funcției AM pentru a ieși din el.